pentru că PSD și Marcel Ciolacu încearcă să ne, reducă la tăcere. Ne iau dreptul la cuvânt în Parlament, încearcă să ne saboteze orice mișcare. Singura modalitate prin care putem să ne facem voce auzită a rămas în stradă. Ideea comasării alegerilor nici că putea să vină de la alt partid, în afară de cel care îl are drept părinte spiritual, pe Ion Iliescu. Constituția României, bravo! Da! 156 de articole are, să le citească, să pună mai aia să citească articole corecte. Să le citească. După 34 de ani de democrație, nu credeam că se aștepta cineva să existe în România partide care se pretind europene și care să vină să instaureze dictatura. De ce dictatură? Pentru că atunci când o majoritate politică schimbă regulile în timpul jocului, așa cum fac ei acum, pentru că au comasat alegerile, doar pentru a se asigura că își mențin puterea, ăsta este primul pas către dictatură. Singura modalitate prin care putem să ne facem auziți, prin care putem să-i determinăm să asculte vocea românilor, este cea a protestelor în stradă. De aceea, oameni buni, suntem în seara asta aici. Da, pace și prosperitate, nu vrem război, ne-am săturat. Să mai plătim taxe pentru ce? Personal m-am săturat. Să pună mâna să citească Constituția. Singura modalitate prin care putem să ne facem auziți, prin care putem să-i determinăm să asculte vocea românilor, este a protestelor în stradă. Toate acestea din cauza că Ciolacu și Simonis și Ciucă niciun lider nu vrea să asculte niciun lider din, din opoziție. PSD și PNL! Aceeași mizerie! 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 De ce sunt încălcate drepturile noastre a cetățenilor români? Pentru că va fi afectat dreptul de vot. Pentru alegerile locale s-a eliminat de fapt dreptul de a vota la adresa de reședință pentru alegătorii care nu și-au înregistrat reședința cu cel târziu 6 luni înainte de data alegerilor. Adică la începutul lui ianuarie. Printre drepturile afectate se numără dreptul de a candida și de a fi ales la candidatură, așa cum prevede Constituția României. Întrucât desfășurarea alegerilor, în paralel, ar elimina posibilitatea depunerilor de candidaturi pentru ambele tipuri de alegeri. Da? Comasarea alegerilor va produce confuzii legislative pentru alegători și posibil pentru organizatorii alegerilor. Comasarea afectează principiile legislative fundamentale care țin de claritate și de stabilitate legislativă. Prin faptul că suprapunerea unor reguli electorale diferite, un număr mai mare de buletine de vot, respectiv 5 buletine de vot, votul în circumscripții diferite ar putea afecta participarea informată a alegătorilor. Alegerile europarlamentare și cele locale se desfășoară după lozinci electorale diferite, nu au nimic în comun. Încă o dată vreau să vă precizez faptul că în 89 am luat decizia de a-l omorâ și a-l împușca pe Ceaușescu. Rămânem la momentul de față să ne rezumăm tot acolo la 89. Jos PNL și PSD! Vrem dreptate, nu comasate! 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 În 2012, Curtea Constituțională s-a pronunțat privind neconstituționalitatea comasării alegerilor. Pentru ce facem acest lucru acum? Dacă alegerile vor fi declarate neconstituționale, nu cumva nu facem altceva decât să bulversăm toată societatea românească?
Cine se gândește de fapt la asta? Cine Ciolacu? Plătește? Cine? Ciucă. Cine plătește? Ei nu-și doresc altceva decât să-și păstreze pozițiile pe care în momentul de față le au. Nu vor altceva decât să câștige din nou locuri eligibile în Parlament cu sprijinul primarilor, care cu siguranță vor lupta pentru asta. De fapt, noi ce ne dorim? Ne dorim oameni care ne-au îngropat, care ne-au îngropat în miliarde de datorii pentru Roșia Montana, care n-au făcut altceva decât să ne îngroape în procese cu Pfizer și cu toate firmele privind COVID-ul, COVID-19. Toate lucrurile astea trebuie plătite și trebuie taxate de către electorat prin alegeri libere, nu prin minciună. Nimeni nu